Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Creierelor în Derivă. Ministerul de Interne a luat în sfârșit o decizie prin care se va limita prezența analfabeților la volan. Codul rutier va fi modificat în așa fel încât mașinile să nu mai pornească decât dacă șoferul comentează un text literar la prima vedere. Chemarea Pământului este pentru Ion comuniunea între om și natură. Legătura sa cu transcendentalul reprezintă... Bine ați venit la sistemul de pornire literară. Vă rugăm să extrageți un bilet. Și te-ai dus, dulce minune, și-a murit iubirea noastră, floare albastră, floare albastră, totuși este trist în lume. Pentru a începe comentariul, apăsați ambreiajul. După prezentarea acestui paradis terestru și a posibilei povești de iubire, ne este prezentat și sfârșitul ei trist. Tonul ultimei strofe este unul meditativ, în care eul liric meditează la problema timpului care nu-i mai poate reda iubirea pe care a pierdut-o. Comentariul este satisfăcător. Porniți mașina! Deși există șoferi care se descurcă onorabil și reușesc să comenteze decent textele, se estimează totuși că traficul va scădea cu până la 80%, mai ales în București și Ilfov, zone renumite pentru analfabetism rutier. Deci, poetul încearcă să... Adică autorul. Este vorba de o poezie trohaică. Universul poetic al poeziei poetice este ceea ce se numește... Nu v-ați pregătit! Vă rugăm, părăsiți autovehiculul! Alertă! Alertă! Analfabet la volan! Alertă! Organele de poliție au fost înștiințate și se îndreaptă spre dumneavoastră. Șoferii care trișează și încearcă să se folosească de fițuici riscă amenzi consistente sau chiar suspendarea permisului pe viață. Marea problemă a sistemului este că șoferii nu vor putea fi verificați de către polițiști, din motive evidente. Niciun polițist nu este în măsură să aprecieze valoarea literară a unui comentariu de text. Tocmai de aceea, șoferii vor fi verificați periodic de o comisie specială, formată din membrii ai Academiei Române. De pe internet, direct pe micul ecran, în fiecare sâmbătă și duminică la Prima TV de la ora 2.